Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iată-ne din nou în studioul Roman 24. Sunt Cristian Foghel. Astăzi invitați alături de mine reprezentanții Alianței pentru Roman PSD-PPU, domnul Lucian Micu, fost primar al municipiului Roman în mandatul care s-a încheiat din nefericire cum s-a încheiat, și candidatul pentru următorul mandat al municipiului Roman, domnul profesor Viorel Stan, domnul deputat profesor Viorel Stan. Bine ați venit! Mulțumim foarte mult pentru invitație și vrem să salutăm cu stima și respectul cuvenit telespectatorilor noastre, pe toți cei care au amabilitatea de a ne privi. Vorbim ca de fiecare dată despre viitorul municipiului, da? Sunt proiecte care au fost începute, sunt proiecte asumate și de unii și de alții, și în situația în care se găsește Roman în momentul ăsta, de ambele partide, dacă a plecat dintr-o culoare, și ele trebuie să se continue chiar dacă s-a schimbat cumva culoarea. Dumneavoastră, ca și candidat și în situația în care romașcanii vă vor acorda încrederea, le veți continua oricum? Da. E o problemă și această problemă trebuie înțeleasă în amplitudinea ei. Dacă am venit noi, și sperăm că așa va fi, cetățenii municipiului Roman ne vor acorda nouă celor de la PSD votul, conform unor discuții anterioare, ar trebui să facem reset, nu mai facem nimic din ceea ce a făcut administrația anterioară și luăm totul de la zero? Păi, vorbim de orgolii, știm ce înseamnă orgoliile, mai ales în politică. Eu știu ce înseamnă orgolii în politică, dar politică, dar aici discutăm despre Roman, despre orașul Roman, despre municipiul Roman, și atenție, nu vorbim despre un oraș gol, vorbim despre oameni. Ceea ce facem, ceea ce gândim noi, echipa PSD, gândim pentru Roman. De aceea afirm cu tărie, afirm uitându-mă în ochii romașcanilor, oamenii care mă vor vota sau nu mă vor vota. Echipa PSD și ales ca slogan de campanie Continuăm împreună. Proiectele pe care administrația Micu, primarul, fostul primar al municipiului Roman, Micu, le-a făcut, sunt proiecte pe care noi le-am analizat și le-am considerat bune. Și le vom continua. Este absolut normal ca în momentul în care pe noi de financiar 2021-2027 vom identifica, și sigur vom identifica, oportunități de finanțare, care oportunități de finanțare să vină în sprijinul activității, dezvoltării, în sprijinul a face să fie mai bine romașcanilor. Logică, vom iniția noi proiecte, vom gândi noi activități, astfel încât să putem folosi această oportunitate pentru dezvoltarea orașului. Nu vom lua de la zero, nu vom reseta, nu vom spune aceste proiecte sunt ale celorlalți, ale fostei conduceri, nu ne interesează, o luăm de la capăt. Nu vreau să fac comentarii pe acest subiect, pentru că aș putea dezvolta mai mult și nu îmi stă în fire. De altfel, aș vrea să observați că întreaga campanie pe care noi, echipa PSD-ului, în această formulă o desfășurăm, este o campanie în care propunem romașcanilor să fie parteneri cu noi în procesul de construcție a orașului Roman. Noi vrem să construim. Noi nu vrem să facem activități care ar putea să împieteze, să oprească dezvoltarea acestui oraș. E orașul nostru, dragilor. Domnule Lucian Micu, acum trebuie să mă întrebi și pe dumneavoastră o chestiuță și o să pară puțin amuzant. Dumneavoastră știți toate sforile care merg în primărie, că na, după atâția ani de primărie, cred și eu că le știți, ce departament mișcă, în ce direcție și mai departe. Întrebare mai așa, mai l-ați școlit pe domnul profesor? Nu, discuția e în felul următor. Cu toții am înțeles faptul că este foarte important ca imediat ce se termină aceste alegeri, persoana care va veni să conducă primăria va trebui să știe din prima zi ceea ce are de făcut. Eu cred că e lucrul cel mai important, pentru că sunt niște termene, limite care trebuie respectate. De aceea, campaniile vin
și trec mai departe, se duc poate unele cu răni mai adânci, cu răni mai superficiale, însă este important ca persoana care ajunge pe fotoliul de primar să știe din prima zi ceea ce are de făcut. De aceea și eu, când am preluat mandatul în 2017, am știut exact ceea ce am de făcut. Aveam experiența de 5 ani de viceprimar și vă spun că dacă nu aveam această experiență, toate aceste 18 proiecte pe care eu le-am depus în perioada 2017-2018 nu erau posibile fără a fi cunoscut în profunzime activitatea din primărie. Mai mult decât atât, pe lângă proiectele europene, am foarte multe proiecte finanțate din alte surse de finanțare, fie că vorbim de bugetul local, fie că vorbim de bugetul național și, de ce nu, chiar și de atragerea de sume din împrumut, pentru că toată lumea vorbește așa de bugetul primăriei ca de un sac fără fund și că de acolo putem să facem toate activitățile. Ori e la fel și eu întotdeauna am dat exemplu unei familii. E ca un bugetul unei familii. Ai niște venituri pe care le poți considera sigure, dar nici acelea nu sunt întotdeauna sigure, pentru că pe parcursul mandatului am avut câteva sincope în ceea ce privește sumele pe care le-am încasat prin diverse, dacă vreți, decizii guvernamentale. Și indiferent că acum mă aflu la o altă formațiune politică, guvernele toate, în totalitatea lor, după Revoluție, de-a lungul timpului, toate au făcut greșeli. Greșeli care, din păcate, s-au răsfrânt asupra comunităților locale și au considerat cel mai facil mod de a face rost de sume de bani la bugetul central, luând sumele de bani de la bugetele locale. Și atunci e clar că trebuie să te adaptezi. De regulă, un buget de investiții la un municipiu cum e Romanul, în funcție de veniturile pe care le are Romanul, să știți că bugetul de investiții este undeva în jur de 1 milion, 1,5 milioane de euro. Da. Și atunci e clar, de 1 milion, 1,5 milioane de euro nu poți face toate lucrurile pe care ți le dorești. Pare a fi o sumă foarte mare, 1,5 milioane de euro. Bun, dacă te raportezi la o persoană fizică, da. Dar dacă te raportezi la o comunitate cum e Romanul, cu nevoile pe care le are Romanul, nici pe departe. Păi, dacă vreți, haideți să vă dau doar exemplu de reabilitare a zonei Republicii Smirodava, Cearoseti, Mihai Eminescu, tot acel areal, acolo proiectul este undeva în jur de 5.500.000 de lei, deci peste 1 milion de euro. Da. Iată, deja, dacă ar fi tot bugetul Romanului, ar trebui să-l investim doar în acest obiectiv. Dar, în egală măsură, iarăși, avem cetățenii din cartierul Bălcescu, care așteaptă și ei condiții decente de viață. Cartierul Lipovenesc, care 50 de ani nimeni nu s-a ocupat de ei. Și au fost două cartiere grele, două investiții grele, la care eu am fost zi de zi pe teren și dacă astăzi sunt mai alb la păr, poate și din cauza acestor cartiere și dificultățile prin care am trecut pentru a aduce aceste două cartiere la nivel de rang european. Sigur, am dat aceste două exemple că au fost cartierele cele mai pribegite de-a lungul timpului, sunt zone de case, zone care nu prezintă neapărat un interes electoral, nefiind o aglomerație mare urbană, și atunci tot timpul s-a preferat doar a se face câte ceva de dragul de a nu se mai merge pe plăti ochii. Că toate lucrările încep din centru și se duc ușor spre... Eu am schimbat oarecum paradigma. Sigur, trebuie să fim corecți și să recunoaștem faptul că în zonele centrale s-au realizat destule lucruri, dar iată, am mai venit și cu chestiuni suplimentare. Și dacă toți suntem aici în zona dumneavoastră a studioului, vă aduceți aminte cum arătau scările de aici de la complexul comercial. Le-am reabilitat. Avem sume alocate și pentru scările de la complexul Femina. Deci lucruri pe care am încercat să le facem în toate zonele. Și dacă vreți, iarăși în Alea Liacului, unde e prevăzută reabilitarea locului de joacă, am făcut platformă gospodărească, am pus camere de luat vederi, plus toată zona care a fost reabilitată în ultimii 10 ani, sunt lucruri care s-au întâmplat practic în toate cartierele. Și atunci cred eu că cele două cartiere cu problema cea mai serioasă de infrastructură erau cartierul Bălcescu și cartierul Lipovenesc. Dar, repet, probabil și din cauza faptului că, din punct de vedere electoral, nu prezintă un număr atât de important
raportat la suprafața respectivă, au fost, au fost lăsate, să spunem, în, în plan secundar. Însă, cred eu că am avut acest curaj și această ambiție de a mă implica și mai mult decât atât, cel puțin în cartierul Lipovenesc, că lucrările au fost deosebit de complexe și prin prisma poziționării geografice a cartierului, unde pânza freatică era foarte ridicată. În foarte multe cazuri s-a lucrat în apă, efectiv în apa din pânza freatică. Am captat și toate izvoarele din, din curțile oamenilor și le-am dus în rețeaua de ape pluviale, astfel încât în momentul de față, eu sper cât mai repede să se ajungă la turnarea stratului de covor asfaltic pe ultimul segment din strada Nicolae Bălcescu și cartierul în totalitate să fie asfaltat, cu pavele, cu trotuare amenajate și practic să le oferim și acestor oameni niște condiții normale. Domnule Viorel Stan, o mică întrebare. Dacă aveți ceva de completat? Da, singurul lucru care vreau să completez și mulțumesc pentru că mi-ați permis acest lucru, este următorul. Și ce-ar fi acum oameni buni? Să spunem, da, aceste proiecte au fost foarte frumoase, mă rog, și noua administrație PSD le stopează. De ce? Pentru că se dă de celorlalți. Doamne! Deci nu, nu se pune problema. E vorba de continuitate în beneficiul orașului. A vorbit domnul Lucian Micu de fonduri și de bugetul care este de cele mai multe ori nesatisfăcător și atunci mi-am adus aminte de întrebarea unui contracandidat și am să-mi permit să vă adresez dumneavoastră. Acesta a spus că poate ar trebui să existe un birou de, plin de persoane care să nu facă altceva de dimineața până seara decât proiecte. Și atunci când vor fi 20 de oameni care fac proiecte și veți avea 300 de proiecte pe lună din 350 vi la probă. Stați un pic aici, lumea trebuie să înțeleagă despre ce e vorba. Păi noi chiar avem. Există. Există și proiecte chiar se fac. Există, deci vreau să vă spun că în, în acest exercițiu financiar, numai o secundă intervin eu pentru că e o întrebare pe activitatea care s-a desfășurat și de aceea vreau să răspund eu. Păi în exercițiul financiar 2014-2020, din păcate, s-a întârziat foarte mult în lansarea ghidurilor de finanțare. Primele ghiduri au început să apară în anul 2016, dar marea majoritate au apărut în 2017-2018. Da. Și atunci e clar că proiectele au putut fi depuse marea lor majoritate 2017-2018 și atunci au și fost create. Sigur că am avut nevoie de votul Consiliului Local, dar votul în Consiliul Local a fost 95% din cazuri în unanimitate pentru toate proiectele. Da. Mai mult decât atât, nu a existat o axă de finanțare unde să putem depune un proiect, să nu depunem proiecte. Deci, pe măsură ce apăreau ghidurile de finanțare, echipa de proiecte din primărie deja lucra. Adică erau proiecte, deci erau proiecte deja, deja... Nu e nevoie de o echipă de 200.000 de oameni. Nu, nu, nu. E vorba de o echipă, o echipă de care profesioniști să care știu exact ce au de făcut, ghidurile o echipă de care s-a format în timp. Deci nu este o echipă creată, o echipă care este relativ omogenă și, fără discuție, este o colaborare a domnului Dan Ioniță, lucrează în primărie, îi cunosc pe toți cei din echipa respectivă. O parte ne-a fost și colaboratorii mei pe vremea când lucram la Roma Vodă și aveam proiectele specifice, educaționale, specifice nouă și făceam proiecte, deci nu mi este străin, din contră, sunt, dacă vreți, unul dintre cei mai mari fani a ceea ce înseamnă proiecte europene și implicarea finanțării europene în dezvoltarea comunității. Da, fără discuții că vom lucra pe acest lucru, de asta am și enunțat puțin mai devreme că așteptăm toată documentația legată de noua finanțare 2021-2027 și asta pentru a identifica noi oportunități, a identifica punctual noi proiecte pentru dezvoltarea municipiului Roman. O mică întrebare, bine, ați spus că îi cunoașteți pe toți cei din primărie. Nu, cei din... Fără discuție că îi cunosc pe toți cei din primărie în... Din aparatul administrativ. Din aparatul administrativ, fără discuție. De ce? Pentru că sunt un cetățean al orașului și ca orice cetățean am avut contact cu diferite probleme, îmi plătesc taxele, impozitele, deci cunosc pe cei de la biroul respectiv. Dacă am avut o problemă de administrație, m-am adresat celor de la sectorul respectiv. Logic că îi cunosc pe cei de la proiecte, pentru că v-am spus, o parte a fost din echipa mea de la Roman Vodă,
În sensul acesta. Da, dumneavoastră, dacă nu mă înșel, nu spun că ați pierdut legătura cu Romano, că e mult spus și poate e absurd, dar mai detașat de Roman de vreo 10 ani, dacă nu mă înșel, de când ați plecat? Da, eu am plecat din Roman în 2012, în sensul plecat, pentru că n-am plecat niciodată, am locuit întotdeauna în apartamentul pe care l-am închiriat pe Rahovei, cu job-ul la Piatra Neamț, în calitate de inspector școlar general. Spuneam, apropo de aceasta, că este, a fost în momentul în care eu coordonam activitatea unul dintre cele mai mari instituții din județul Neamț, de fapt cea mai mare, cu peste 8.000 de angajați, perioada în care m-am ocupat, așa cum am spus, de gestionarea întregii activități ce înseamnă învățământ, deci educaționale, din... dar n-am uitat Romanul. Pentru că după 2012, și aș vrea să fie foarte atenți, că vreau să spun câteva lucruri pe care, deși Romașcan, probabil nu le știți. După 2012, respectiv în 2014, sub coordonarea mea directă, am reușit să facem un lucru pe care Romanul nu l-avea. De punct de vedere învățământului, Romanul nu l-avea. Adică am adus la Roman clase de învățământ pedagogic. Cu toții știm despre anumita școală normală care exista în Roman pe la anul 1900. Vreau să vă spun că a fost pentru mine personal, Viorel Stan, o mândrie să reușesc ca la seminarul franciscan, cel care avea și infrastructura, pentru că acolo avem și un institut teologic, institut însemnând o etapă în învățământ, de învățământ superior. Deci aveam cadrele didactice necesare pentru și am rezultat clasele de pedagogie. Câte o clasă pe nivel, pentru că atât am reușit. Clase care, iată, suntem acum în al doilea an, avem cu bacalaureatul. Deci au trecut ciclul de 4 ani. Discutam cu directorul de la seminar și îmi povestea că a avut anul trecut un procent de promovare la bacalaureat de 100% și anul acesta un procent de peste 90%. O singur copil, o singură fetiță, din motive personale, nu a putut participa la bacalaureat și participă acum în etapa a doua. Chiar zilele acestea a loc bacalaureatul. Și vreau să mai spun, pentru că e bine, deci asta am făcut. Am adus la Roman, fraților, învățământul pedagogic cu foarte, foarte mari probleme, pentru că este foarte greu să implementezi într-o zonă în care nu mai există o anumită calificare, asta înseamnă RACIP, înseamnă evaluări periodice și așa mai departe, o nouă calificare care nu părea tradițională, deși noi știam Romașcan că este tradițională, reamintesc fostul liceu pedagogic, școală pedagogică, școală normală care exista în Roman, la anul 1900, mergem mai departe și am mai reușit încă ceva să fac la Roman. O școală post-liceală de stat la seminarul ortodox de data aceasta, pe profil sanitar, da? Da. În care avem la ora aceasta o singură calificare, o singură calificare fiind cea de asistent medical generalist. Eu, Viorel Stan, personal, am avut discuții foarte ample cu directorul de la seminarul actual liceu teologic, Melchisedec Ștefănescu, pentru a veni cu a doua specializare, cea de asistenți farmaciști. Asta pentru că Romanul are un alt proiect al episcopiei care dorește ca spitalul vechi al orașului să fie reabilitat. În aceste condiții este nevoie de o masivă, repet, o masivă forță de muncă calificată în domeniul acesta. Cu mândrie pot să spun acest lucru, că iată, suntem din 2012-2014, avem atâtea generații de absolvenți de 4-5 clase cât am reușit să distribuim la acest seminar, de clase de absolvenți de post-liceală sanitară la Roman și, atenție, peste 80% din absolvenți, așa o spun, procentul acesta nu-l dau din burtă, nu-l dau să impresionez spectatorul noastră. Este discuția care am avut-o cu directorul de la seminarul de la Roman, de la Liceul Teologic Ortodox de la Roman, am avut-o de mai multe ori, colaborarea mea cu domniile lor, cu tot ce înseamnă sistemul de învățământ romașcan, este în continuare. Deci o fac, așa, comunic cu ei,
Deci peste 80% din absolvenți au loc de muncă în țară, în roman, parte în țară, parte în străinătate, loc de muncă pe calificarea respectivă. Pe calificarea respectivă. Apropo de seminarul de la Roman, am reușit sub coordonarea mea, ca să înțelegeți că am fost la Piatra, dar n-am uitat orașul meu, orașul nostru drag. Eu datorez comunității romașcane formarea mea. Formarea mea primară. Am făcut școală la Roman, liceul la Roman și m-am întors la Roman. Sunt format aici. Mai mult. Știu că am vorbit mult despre educație, dar trebuie să spun și acest lucru. Mai mult, stimați telespectatori și dragi romașcani, dragii mei romașcani, vreau să vă mai spun ceva. Din teoria educației, educația are trei forme fundamentale. Educația formală, cea care ne face școala. Educația informală, cea pe care o facem în școală, dar nu pe baza programelor școlare, ci activități suplimentare. Da? Sunt în echipa D, în echipa D, mă duc la cercul D. Și educația non-formală, cea pe care o dă comunitatea. Aceasta, educație non-formală, este educație care, atenție, ajunge până la un procent de peste 80% din educația unui individ. Și acum vin și spun, romanul m-a format pe mine ca om, comunitatea romașcană, dumneavoastră, cel de pe stradă, care mi-ați spus odată, poate, atenție, nu se traversează pe acolo strada. Asta face parte din educație. Și aceasta o datorez dumneavoastră. Și este normal că eu am ajuns la o formare pe care o am. Sunt profesor de chimie. Absolvent al facultății de chimie de la Iași. În prima aceea era la Institutul Politic, acum este la universitate. Am un master în management educațional. Am cursuri de formare multe, dintre care aș renunța acum, pentru că suntem în context, inclusiv managementul instituțiilor publice. Un curs de un an făcut la Iași. Am un doctorat în management de educațional. Domeniul larg de doctorat este în economie, dar e pe sectorul de management. Și vin, deci am o împlinire profesională. Am în spate un bagaj de cunoștințe, am un know-how pe care vin și îl pun la dispoziția romașcanilor. Oameni buni, sunt romașcan, vreau bine comunității. E normal să-l vreau, pentru că și eu fac parte din comunitate. Da? Îmi doresc să fiu primar, vreau să rămân primar la Roma, cel puțin două mandate, și vreau să facem lucruri împreună cu dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Și ca să ne întoarcem, mulțumesc, nu v-am oprit pentru că era vorba de CV-ul, de autobiografia dumneavoastră. Și da, întrebarea aceasta mi s-a pus și mie, și îmi cer scuze că vă întreb. Mi s-a pus și mie, domnule, dar în ultimii 10-15 ani lumea nu prea v-a văzut. Când ați fost director la Roma Vodă, când ați adus titlul de colegiu, ok, dar în ultimii 10 nu prea v-am văzut. Oameni buni, dacă n-am ieșit în față, au fost în ultimii 2 ani și în cazurile pe care le-am avut și nu vreau să discutăm subiectul acesta. Vreau să spun că am făcut tot ce am putut unde am fost pentru orașul meu, la nivelul la care eu puteam să fac ceva pentru oraș. Pentru că ați adus vorba de spitalul vechi, clădirea spitalului vechi și de Institutul Teologic și așa mai departe, nu pot să nu mă gândesc că spitalul vechi stă și a fost retrocedat, dacă nu mă înșel, nu? A fost retrocedat. Este episcopiei, da? Și stă, de atunci, au crescut un copac dintr-un perete. Nu știu dacă ați văzut imaginea. Știu. E un copac întreg. Putem să colegem fructe din el. Deci a fost și un litigiu acolo, după cât știu eu. Deci, atenție, nu face parte din zona mea de activitate, dar normal ca romașcan, ca om ajuns la o... Dar dacă să fiți primar, o să o preluați. Nu. Acea clădire nu pot să o preiei, pentru că este proprietatea episcopiei Dar e română. Imaginea municipiului meu. Asta este altceva. Putem face un proiect de colaborare cu episcopia. Da? Și din câte știu eu, din discuții care am avut cu Napa Sfințitul, proiectul este într-o etapă superioară în realizarea lui. Adică știu că s-au făcut studiile, știu că s-au făcut
tot ce înseamnă etapele preliminare și acum sunt undeva la... este un proiect de care, nu știu dacă am voie, nu că am voie, deci informațiile le am în urma discuțiilor libere. Știu că este peste 7 milioane de euro reabilitarea clădirii, dar știu că va ieși ceva cu totul deosebit. Aici aș, da. Numai o secundă, aș interveni eu, pentru că am avut suficiente discuții în perioada cât am fost primar. Două lucruri ar vrea să se înțeleagă foarte clar. Fiind o proprietate a episcopiei, clar, instituțiile de cult nu plătesc taxe și impozite, deci nu ai pârghii legale de a supraimpozita, să spunem, astfel de clădiri care stau în paragină. Obiectivul nostru nu este acesta, ci acela de a face un lobby pe lângă proprietarii de clădiri pentru reabilitarea acestor clădiri. În ceea ce privește spitalul vechi, vreau să vă spun că în momentul de față, în ceea ce privește primăria, să spunem, atribuțiile pe care le avea, a acordat tot sprijinul pentru realizarea planului urbanistic și a fost aprobat anul trecut prin hotărâre de Consiliul Local. Documentația se află la Compania Națională de Investiții și este într-un stadiu foarte avansat pentru a obține finanțarea, după care urmează licitația pentru proiectare și execuție. Există niște planuri. Există studiul de fezabilitate care este realizat. Documentația se află în stadiul de... este pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții și se așteaptă ultimele formalități pentru a putea intra la finanțare. Dovadă a implicării serioase atât a arhiepiscopiei, cât și a primăriei municipiului Roman. O consistă faptul că noi, Drăstan, inspectorul general, fostul inspector general, a pregătit resursa umană necesară funcționării acestui. Pentru că cineva a putea să să spună, da, au hotărât în apă asențitul să facă acolo, să refacă spitalul. Dar cu ce oameni? De unde va lua asistenți medicali și mai departe tot ce implică organigrama acelei instituții? Am pregătit tot din timp, oameni buni, din 2014. Din 2014 am dat la seminarul ortodox, Sfântul Gheorghe, vremea aceea, acum actualmente Liceul Teologic al Benscherei Ștefănescu, am dat clase pentru a pregăti cadre didactice cu formare medie, pentru a pregăti pentru acest spital. Spitalul sigur se va face. Sigur se va face. Și a existat o discuție și o colaborare între primărie și și între comunitate, primărie și arhiepiscopia Romanului și Bacăului, da, mă rog, aici altceva. Și asta ca să vă răspund și la partea cealaltă care întrebare care am spus-o legată de spital. Nu putem să trecem cu nesimțire pe lângă el. Normal că ne doare sufletul, clar, dar există un cadru legal, o curte legislativă în zona în care am voie să mă mișc. Dar eu pot să vă spun ce gândesc oamenii. Eu merg pe jos. Am o mașină, prefer să o țin în parcare și să merg pe jos, că nu vreau să am probleme să încadă tablele de pe ea. Merg pe jos și mă întâlnesc cu oameni și vorbesc cu oamenii și oamenii mă văd din când în când pe internet apărând pe ecran și băi, întreabă-i pe oamenii ăștia, da? Și ce vrem noi. Și anume, o întrebare a fost una foarte de bun simț mi s-a părut. Tu chiar crezi că legat de spitalul ăla se va întâmpla ceva? Și anume, în sensul, dacă poliția locală, de exemplu, nu o să-l penalizeze niciodată pe primar, pentru că se poate cum să-l penalizezi pe șef, da? Nici primăria nu va face nimic legat de spitalul ăla, pentru că nu e bine să te pui rău cu fețele bisericești. Și atunci întrebarea mea este, facem administrație pe bază de credințe personale, religioase sau pe bază de legislație? Pe bază de legislație și aici răspunsul e foarte clar. Poliția locală nu are nicio atribuție în acest sens, primăria nu are nicio atribuție în acest sens. Nu există nicio chestie da, ascultați-mă un pic, singura instituție abilitată să aplice amenzi este Poliția Monumentelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, care și face acest lucru. Okay. Sunt amenzi aplicate și administrației publice locale din la Roman și către alte să spunem instituții din acestea de culte care au primit astfel de amenzi din partea acestei Poliții a Monumentelor. E singura instituție abilitată să aplice amenzi. Dar ar fi bine să repetăm ca să fie lucrurile foarte bine fundamentate.
spitalul vechi al orașului roman nu este proprietatea comunității romane, este proprietatea episcopiei romane. Episcopia romană are un proiect, în sensul că, când spun că are un proiect, nu în sensul că visează. Acel proiect există fizic și este, așa cum foarte bine v-a informat Lucian, este acum la Compania Națională de Investiții, da? Și a ajuns spre vârful etapelor care duc în final la realizarea investiției. Deci ne pregătim, nu știu în câți ani, nu mă pricep, este zona cealaltă a demersului guvernamental. Nu știu într-un an, doi, trei, să spun, într-un an, doi, trei, nu, nu-mi place să vorbesc aiurea, ceea ce știu, știu, ceea ce nu știu, nu vorbesc. Da? Liceul numărul 1. E durerea tuturor, hai să aducem. Liceul numărul 1 este durerea mea. Una din cele mai mari dureri pe care le-am avut eu, deși n-am fost trebuit la liceul fostul IMR-ului și așa mai departe, liceul 1, nu cred că m-am apucat să-i schimbăm denumirea tot liceul noastră numărul 1. A fost o soluție a Comisiei Primăriei în acea. Deci încă o dată să lămurim ceva, că este un lucru pe care oamenii obișnuiți nu-l cunosc. Când vorbesc de învățământ, vorbesc de cele două componente. Baza materială și resursa umană. Și procesul de învățământ. Resursa umană și procesul de învățământ. Sunt cele două care sunt total separate. Primăria răspunde de baza materială. De ce? Pentru că baza materială este a comunității. Dumneavoastră, stimați telespectatori, prin taxe și impozite pe care le-ați plătit, ați contribuit financiar la ridicarea acestor instituții. Când? În timp. Acum 100 de ani, acum 100, aproape 150 de ani facem acuș la Roman Vodă. Da? Ați contribuit și de ce este normal să fie a dumneavoastră. Clădirea. Și tot ceea ce este în clădire. Mă refer la bănci, laboratoare, cu baza materială laboratoare și mai departe. Procesul instructiv educativ, ca de didactică, resursa umană și procesul instructiv educativ aparține inspectoratului școlar. Vorbim acum despre clădire. Clădirea liceului numărul 1, fostul liceu al Imireului, este o clădire de patrimoniu, o clădire cu o arhitectură deosebită și o construcție deosebită. Da? Nu știu exact ce a fost realizat. Cred că acum pe 1900 a fost clădirea. Mulți oameni spun, apropo de ce am făcut afirmația anterioară, confund această clădire cu clădirea școlii normale. Nu, școala normală, cei care cunosc istoria orașului Roma, școala normală era undeva pe aceeași stradă, undeva, aș spune eu și aici, cred că domnul Dumitriu o să mă confirm sau infirm, undeva mai spre centru. Era o clădire mică, țin minte eu, când eram copil, era o clădire micuță, da, în arhitectura școlilor de la 1920-1930. Hai să ne facem la liceul ăsta, care stă în momentul clădirea, este a comunității și comunitatea, din motivele care unde orice se cunosc, a hotărât să nu mai, aici facem istoricul, să nu mai funcționeze ca și unitate școlară, din motive efectiv economice pe care soluția aleasă fiind cea a primăriei, atenție, a consiliului local. Ok. Au existat mai multe propuneri de valorificare a acelei clădiri. Eu, în calitate de inspector școlar general, explicând foarte clar, și lucrurile care le fac și acum, că avizul Consiliului de Administrație al Inspectoratului este facultativ, primăria trimite către inspectorat o documentație, documentația care se analizează în Consiliul de Administrație, se dă sau nu se dă aviz, nu are nicio importanță, dar el pleacă la minister. Și există în minister o direcție specială care se ocupă de ce se înseamnă patrimoniu material al învățământului, care sunt clădiri care au fost cândva ale învățământului, da, și care decid asupra acestei situații. Nu mai știu acum, pentru că nu m-am preocupat subiectul care mai este situația acolo, ceea ce știu pe vremea când eram în ultimele zile din inspectorat, că s-a dorit acolo să se finanțeze o bază sportivă de către Ministerul Tineretului și Sportului,
Ce vreau să spun? Inclusiv domnul Micu a avut niște sugestii. Aici pot eu să... Pot eu să vă spun despre ce este vorba. Este evident că în momentul de față, pentru a obține o finanțare europeană pentru o clădire, trebuie să știm foarte clar care e destinația acelei clădiri. În ceea ce privește finanțarea din fonduri europene a clădirilor de învățământ, dai ca în calitate de primar și o declarație pe propria răspundere că timp de minim 5 ani de la finalizarea investiției acolo se desfășoară activități de învățământ. Da. E clar că în momentul de față populația școlară este mult redusă și fostul liceu numărul 1 nu mai corespunde nici din punct de vedere, dacă vreți, al clădirii, al structurației clădirii și nu mai nici a bazei materiale. Și atunci este evident că în momentul, sau cel puțin în mandatul meu, dar și înainte, a existat o preocupare de schimbare a destinației acestei clădiri. Acum suntem într-o fază destul de avansată. Am făcut ultimele modificări solicitate de Ministerul Învățământului. Documentația ar fi trebuit între timp să plece din nou la inspectorat, așa cum spunea și domnul Viorel Stan, la inspectorat care oferă un prim aviz, după care ajunge la Ministerul Învățământului în această direcție specializată și dacă toate actele sunt în regulă din punct de vedere administrativ, se dă această schimbare a destinației din unitate învățământ în spații de administrație, spații de depozitare și așa mai departe, pentru că acolo nu e vorba numai de corpul principal de clădire, ci sunt și atelierele și spațiile administrative și terenul de sport. În paralel însă, împreună cu Federația Română de Atletism și Comitetul Olimpic Român, pe fostul teren de fotbal, să spunem, al liceului, se dezvoltă în această perioadă și la sfârșitul lunii august ar fi trebuit să fie gata o lucrare de amenajare a unei baze de aruncări greutate, suliță și disc pentru Comitetul Olimpic Român. Deci, practic, un centru olimpic de pregătire la Roma. Acesta este un prim pas. Sigur că, mai departe, acea clădire, fiind și o clădire de patrimoniu, o clădire foarte mare, necesită sume foarte mari de bani. Și de aceea, noi am dorit încă de pe acum să facem pașii aceștia administrativ de schimbare a destinației spațiului din învățământ în administrație și să încercăm să obținem o finanțare europeană pentru reabilitarea acestei clădiri și acolo eu mi-aș dori să aducem mai multe instituții publice, pentru că, în momentul de față, din punctul meu de vedere, toată această supracentralizare la nivel de județ, la nivel de regiune nord-est, trebuie să profităm de poziția geostrategică a Romanului și câteva din aceste instituții să vină și la Roman. Și atunci e clar că putem crea în această zonă, beneficiind și de accesul la DN285, beneficiind și de acea curte unde putem amenaja și o parcare, putem să generăm o zonă instituțională unde să recuperăm și clădirea, pentru că în mandatul meu am cel puțin 3 clădiri de patrimoniu și mai urmează încă altele care urmează a fi reabilitate și această clădire de patrimoniu mi-o doresc reabilitată, dacă vreți, împreună și cu Casa Spițelui, că tot vorbeam de spitalul vechi și acea clădire o dorim introdusă la o reabilitare prin exercițiu financiar 2021-2027, dar între timp noi am anticipat acești pași și am dorit să facem această schimbare de destinație. Hai să lămurim o chestiuță, că sunt convins că oamenii sunt cel puțin parte dintre ei în momentul ăsta oarecum în ceață și anume de ce își face domnul Lucian Micu planuri de viitor administrativ. Poate ei n-au înțeles exact. Domnul Lucian Micu nu poate candida la funcția de primar sau la o altă funcție aleasă, gen consilier. În schimb, poate fi numit într-o funcție foarte importantă. Cum ar fi? Da, una cu putere de decizie în administrație locală. Vă rog, domnul candidat. Pentru că am o plăcere deosebită să spun, înainte de asta să abordăm lucruri serios. În momentul în care mi s-a propus efectiv să candidez la primăria, la primăria municipiului Roman în calitate de primar, mi-am, fiind un tip absolut matur și conștient, am spus, eu voi candida fără discuție, dar am nevoie lângă mine de un om care știe. Da? Care știe administrație publică la nivelul acesta de primărie, de primărie de oraș, de mărimea orașului Roman, un om care, în care eu să am toată încrederea. Și fără discuție că singura alegere care a existat a fost, mai ales în contextul politic, aici logică. A fost Lucian. Lucian, în cazul pe care noi suntem convinși că
îl vom pune în efectiv a deveni realitate, în cazul care noi vom deveni echipa PSD-ului, va câștiga primăria municipiului Roman. Lucian Micu, prin ordin de primar, ai zis frumusețea, prin ordin de primar, Lucian Micu va deveni city managerul orașului Roman. De la Lucian am înțeles că vă dați seama că nu cunosc în amănunt toată legislația ce privește organizarea sistemului administrativ la nivelul unei comunități cum este... De asta există un jurist în primărie și poate lămuri. Exact. Și Lucian m-a informat că da, poți face acest lucru dacă este dorința ta, nu e nicio problemă, numindu-mă bine când prin primul tău ordin pe care vă semna în calitate de primar. Nu chiar primul. Și când nu ziceți primul, că pe urmă oamenii interpretează ei, dar aici vreau eu să fac doar o corectură și dacă tot îl pregătesc pe domnul Viorel pe funcția de primar, primarul emite dispoziții și nu. Ok. Da. Bun. Și la care tot Lucian, așa cu hâtul, cum îl știți și cum îl știu că nu ne cunoaștem de viață, dar trebuie să știi, Viorele, că de data afară numai tu poți mă dai. Aha. Tot printr-o poziție de primar. Zic, oh, perfect, hai, batem palma. Bun, ca să priceapă, doamne, nu vorbim aici de un transfer de putere, un transfer de influență, ci un transfer de informații. Este absolut normal, după 3 ani de mandat să cunoașteți, am zis, toate sforile, e normal să îi le transferați domnului profesor, iar dânsul, la rândul lui, să se bazeze pe know-how pe care îl aduceți. No. Eu revin la ceea ce am spus la începutul emisiunii. Este foarte important ca persoana care va fi aleasă pe data de 27 septembrie, din prima zi de mandat să continue aceste proiecte. Vorbim de proiecte europene care în momentul de față se află în diverse stadii de evaluare. Unele dintre ele poate au trecut de eligibilitate administrativă, sunt în tehnico-economic și urmează vizita la fața locului, urmează semnarea contractelor de finanțare. Repede trebuie să pregătim proiectul tehnic și execuția. Care a fost și, iarăși spuneam la începutul emisiunii, noi am avut o problemă și guvernele toate de-a lungul timpului au făcut aceeași greșeală. Nu au negociat de la început așa cum trebuie ghidurile de finanțare cu Comisia Europeană. Toate ghidurile au ajuns spre sfârșitul exercițiului financiar și ne trezim că acum în perioada 2020-2023, când practic suntem la N plus 3, să trebuiască să și finalizăm aceste proiecte. Deci, timp de 7 ani nu s-a făcut mare lucru, au stat aceste proiecte în evaluare 2 ani de zile, deci din 2018 proiectele pe care eu le-am lucrat abia acum au intrat în evaluare și urmează în doar 3 ani, deci 2 ani nu s-a întâmplat nimic și în doar 3 ani să facem și licitații și proiecte tehnice și licitații pentru execuție și execuția în sine. Da. Ba mai mult, noi dorim ca și aici am făcut noi presiuni prin Asociația Municipiilor din România, care în ultimii 3-4 ani a început să devină un partener de dialog important pentru toate guvernele României și a început să își pună punctul de vedere mult mai apăsat. Deja s-au creat echipe de lucru și eu am făcut parte dintr-o echipă de lucru de la Asociația Municipiilor din România pe obiectivul prioritar numărul 5. În dialog direct cu Guvernul și cu Comisia Europeană, noi deja am structurat ghidurile de finanțare și undeva în luna iunie-iulie anului viitor, primele ghiduri de finanțare deja vor fi lansate pentru exercițiul financiar 2021-2027. Deci avem niște termene foarte stricte. Pe de o parte, să continuăm proiectele începute și avem aceste 18 proiecte, care unele sunt în stadiu avansat de execuție, iar unele grosul abia acum intră în evaluare și, pe de altă parte, să nu avem timp morți și să câștigăm cât mai repede din proiectele viitoare. Ba mai mult, în urmă cu o lună și jumătate, împreună cu colegii mei din primărie, am făcut o ședință de lucru și am stabilit primele proiecte pe care noi le gândim pentru exercițiul financiar 2021-2027, pentru că avem o ordonanță de urgență din acest an care ne permite finanțarea din fondurile europene actuale a studiilor de fezabilitate pentru proiectele viitoare. Oh. Și deja noi anticipasem acolo niște bani, însă din păcate înțeleg că la nivelul Consiliului Local, după ce n-am mai fost primar și aici se vede lipsa de experiență sau, mai bine spus, se văd influențele externe asupra primăriei, pentru că eu trebuie să fiu corect cu dumneavoastră, să spun, primăria trebuie condusă din primărie și de la nu vreun cabinet parlamentar din altă parte. Deci primăria trebuie să fie condusă din primărie și trebuie să fie condusă de primar, nu de altcineva.
Ori în momentul în care există influențe externe care nu mai cunosc realitățile din primărie, înțeleg că deja s-au luat bani de la aceste studii de fezabilitate pe care noi puteam recupera banii europeni și se dau pe tot felul de stimulente sau alte pomeni electorale în primărie. Dar acest lucru îl vom detalia ulterior, însă e foarte important, asta vreau să se înțeleagă, că aceste proiecte au nevoie de o continuitate în ceea ce privește conducerea primăriei, postul, și eu îi mulțumesc domnului Viorel Stan că s-a gândit la mine, postul de city manager este unul de decizie la nivelul primăriei municipiului Roman și atunci, bineînțeles, în această echipă, beneficiind și de experiența lui, eu iarăși mă mai bazez pe ceva, faptul că domnul Stan este și deputat și a format un cerc relațional la nivelul dar și la nivelul guvernului, pentru că vrând nevrând, cei care sunt guvernanți sunt și parlamentari, marea lor majoritate. Și atunci e nevoie de acest sprijin, dacă vreți, la nivel guvernamental, nu e nimic ilegal, ci doar sunt proiecte ale Romanului. Atâta timp cât nu tranzacționez funcții sau altceva, nu e nicio problemă. Dacă sunt proiecte pentru Roman, e tot în regulă. Și atunci e clar că vreau să beneficiem din plin de postura de deputat și de coleg cu ceilalți miniștri sau potențial miniștri, pentru că guvernele vin și pleacă. Da. Dar miniștrii vor fi puși tot din rândul Parlamentului, probabil tot din rândul unor colegi de-ai domnului Stan. Cred că este o persoană destul de responsabilă și, bineînțeles, având alături de el și experiența mea din ultimii 3 ani, cunoscând foarte bine realitățile din teren, cunoscând foarte bine și capacitățile colegilor mei din primărie, sunt convins că putem mișca lucrurile de așa natură încât aceste 18 proiecte să ajungă la finalizare până în 2023, dar v-am spus, ambiția mea e mult mai mare, deja să atragem cât mai repede proiectele din exercițiu financiar viitor. Ar mai fi două întrebări al căror răspuns cu siguranță o să ne ocupe cel puțin vreo 3 ore, dar să vă rog să fiți, să fiți scurți, că ne apropiem, mai avem vreo 10-15 minute parcă de emisiune, nici n-am atins măcar proiectul, lista de proiecte cu care ați venit acolo pregătiți. Una din întrebări se referă la ultima, nu știu dacă e chiar ultima, dar printre ultimele de noastre decizii ca primar, una e foarte controversată, și anume e vorba de stadionul Moldova. Este una controversată pentru că în momentul acesta jumătate din populația romanului nu știe ce se mai întâmplă. Mai e ceva? Se mai haideți face? Că vreau să povestesc un pic pe marginea acestui subiect. E clar că subiectul stadionului Moldova a fost tratat pur electoral. Dacă dumneavoastră vă aduceți foarte bine aminte, ați fost și prezenți la conferința de presă când am luat decizia de a reabilita stadionul. Noi ne-am dorit în primul rând o finanțare de la Compania Națională de Investiții. Într-o primă etapă s-a spus că se finanțează și reabilitarea stadionilor, am depus documentația, după care am primit adresa de la Compania Națională de Investiții și a spus că în baza acordului pe care l-au cu UEFA pentru organizarea campionatului european de fotbal, vor finanța doar construcția de baze sportive noi. Ok, am depus documentația pentru baza sportivă nouă și aceasta este într-un stadiu destul de avansat, cea de pe Islazului și totuși trebuia să luăm o decizie. Eu vă spun și am plecat de la festivalul Cult Fest de anul trecut. Am fost prezent la acest festival. Sincer, nu mi-a plăcut imaginea dezolantă de jur împrejur. Erau tribunele ciudat, nu numai. Prezentau și un real pericol. Și atunci am zis, fraților, noi trebuie să reabilităm din fonduri proprii acest stadion. Hai să facem etapizat. Prima dată eliminăm acele gradene care prezentau un real pericol de prăbușire. Da. Ferească Dumnezeu, dacă se întâmpla ceva, cine era responsabil? Primarul. 4 tone, deci, cred că. Deci era un pericol foarte, foarte mare. Mai mult, noi am deschis acest stadion publicului prin amenajarea acelei piste de alergare. Păi imaginați-vă răspunderea pe care o are primarul în care ferească Dumnezeu, se întâmpla un astfel de accident, deschizând zona publicului. Deci era clar o problemă. Și atunci am zis, etapizat, anul ăsta eliminăm acele gradene deteriorate. Am realizat acea biută de pământ, am înierbat-o. Am realizat reparația capitală la vestiare. Am realizat reparația la instalația electrică. Pentru anul viitor, pregătim modernizarea, reabilitarea clădirii vestiarilor. De asemenea, tot de anul acesta am alocat bani, dar
nu mai știu în momentul de față, voi urmări la rectificarea bugetară de azi ce s-a mai întâmplat cu banii din, de la proiecte. Am alocat bani pentru realizarea proiectului tehnic. Noi deja avem primele schițe de la proiectant pentru amenajarea, așa cum am spus, a două tribune de către 500 de locuri de o parte și de alta a vestiarilor și o tribună de 2000 de locuri în partea opusă. Părerea mea că la o competiție sportivă, dacă ați vin 3000 de oameni, e un lucru extraordinar. La un municipiu de nivelul Romanului. Și trebuie să fim realiști. Cu aceste idei grandomane, că a avut 22.000 de locuri, că a avut, nu, a avut, dar nu, dar nu v-am mai umple niciodată. Uitați-vă. Eram mic când a jucat am fost și eu, chiar dacă nu sunt romașcan, în 98, când m-am mutat în Roman, eram și în armată și veneam la meciuri de fotbal aici. Sunt un consumator de sport, de fotbal în special, am și jucat fotbal și când eram copil, dar și mai târziu ca adult. Dar trebuie să fim realiști și trebuie să facem niște proiecte care să fie fezabile. Nu trebuie să le facem grandomane și să îngropăm banii. Deci, revenind la discuția noastră, stadionul există, este acolo. Nu-l va lua nimeni acasă. Pista de alergare e liberă și e deschisă pentru toți iubitorii de sport. Întrebarea de fapt este ce s-a întâmplat cu materialele, îmi cer scuze. Întrebarea a fost... Care? Materialele rezultate din... Prin contractul pe care l-am făcut cu și prin autorizația de demolare care a fost emisă, cel care a executat lucrarea și a asumat și eliminarea deșeurilor. Cum le-a eliminat, e treaba lui și a gărzii de mediu, nu e treaba noastră. E un contract pe care noi l-am făcut. La vremea aceea se speculase că nu știu ce sumă. Ni s-a indicat chiar o firmă cu care să lucrăm. Am luat legătura cu acea firmă și curiozitate maximă. Ne-a dat o ofertă de preț dublă față de ceea ce s-a atribuit prin sistemul de achiziții publice. Repet, a fost doar o speculată electoral, stadionul este acolo, stadionul va fi reabilitat, repet, în momentul de față se lucrează la proiectul tehnic, dacă nu au mutat cumva sumele de acolo și îmi doresc ca în primul an, anul viitor cel puțin, cele două tribune de câte 500 de locuri deja să fie amenajate. V-am întrebat chestia asta pentru că oamenii fac imediat sar în niște teorii ale conspirației, se vede cu ochiul liber. Printre ultimele hotărâri de Consiliul Local a fost inclusiv concesionarea terenului de pe fostul poligon auto care e în capul stadionului Moldova. Da. Și eu a fost ușor oamenii să facă niște legături. Nu, sub nicio formă și vă mai spun ceva. Poligonul auto este o proprietate privată, aparține Automobil Clubului Român de la Piatra Neamț. Păi și nu apare în hotărâre cu... Nu apare și cred că nu la zona aia. Cred că nu are nicio legătură cu acel teren. Pentru că nu poate, nu e proprietatea publică. Am înțeles. Ok, da. Nu, înseamnă că am citit Nu, era ideea în felul următor. Probabil ați văzut la studiul de fezabilitate pentru care alocasem bani pentru faleză, că pornește de la fostul poligon auto și duce până spre bazar. Probabil de aici confuzia. Posibil, da. Spuneam de două întrebări, asta a fost una cu stadionul, pe și mie mi-au adresat-o oamenii și mi-au zis, băi, dar întreabă. E o întrebare foarte simplă, cei care doresc să se convingă poate să meargă acolo și să vadă că nu mai există acea imagine dezolantă în momentul de față. Domnule Viorel Stan, următoarea întrebare este numai a dumneavoastră ca și răspuns, nu știu dacă vă poate da o mână de ajutor domnul Lucian Micu, vorbind de trecutul dumneavoastră. Apare în presă o informație că ați fi fost colaborator sau informator al securității. Da, este adevărat, în presă oficială, nu? Ziarul în care a apărut informația este un organ, deci nu este ceva de sub, de underground. Apare informația pe cum că aș fi fost colaborator al securității. Nu este adevărat. Există un act care demonstrează faptul că eu nu am colaborat cu securitatea și o spun aceasta uitându-mă în ochii telespectatorilor noștri odată. Dacă aș fi colaborat cu securitatea, nu aș fi fost acceptată, de exemplu, candidatura mea la primăria Roman, dar aș fi fost sancționat prin declarație falsă, nu? Așa se cheamă, pentru celelalte funcții la care am candidat, la care, pe care le-am ocupat, în care am declarat pe propria răspundere că nu am colaborat cu securitatea. În rest, comentarii nu fac pe acest subiect, pentru că gestul pe care l-au făcut competitorii noștri politici, nu adversari, mi se pare unul puncte. Da. Partea a doua întrebării pentru dumneavoastră.
Nu sunt eu vinovat. Trebuie să pun întrebări. Culmea că nici eu. A, că despre asta vorbim, da. Aveți un dosar? Păi, fără discuție la acel dosar care există la ora actuală. Este un dosar care se instrumentează în Alta Curte de Casație și Justiție, București, dar asta datorită faptului că eu sunt demitat la statul român și aceste situații se analizează la Alta Curte. Suntem la a doua întâlnire procesuală, nu știu cum se numește, că nu am termenii juridici pus la punct. Eu zic să lăsăm justiția să-și facă parcursul. Dar putem să speculăm despre rezultate. Adică înțelegeți că situația dosarului noastră, în cazul în care aveți fi ales primar, nu vă privește doar pe dumneavoastră, absolut și de acord, pe mine. Absolut de acord. Vreau să mă uit în ochii curtezării mei și să spun că nu sunt un inconștient, că m-am asumat calitatea de a fi candidat la primăria Roman în mod absolut conștient, analizând toate aspectele și că am credința că lucrurile vor desfășura astfel încât să nu împieteze asupra calității mele de primar al municipiului Roman. Pot să continui puțin pe ideea asta și să ne apropiem de final. Haideți să spunem partea cea mai rea. Partea cea mai rea în care, într-adevăr, la final veți ieși vinovat. Vă vor găsi într-un fel. Printr-o sentință pe care o primiți, vi se interzice inclusiv dreptul de a alege sau a fi ales pe o perioadă de timp. De da, a fi ales. Da. Ce se întâmplă în continuare? Mă voi supune legii. Păi și intrăm în alegeri parțiale. Dar atenție, procesul este un proces de lungă durată. Pentru simplu motiv suntem în acel proces, în acel dosar, implicat vreo 7-8 persoane fizice și instituții și nu se va pune problema aceasta pe acum să vă bateți până la final. Fără discuție. Convins de nevinovăția mea? Sunt absolut convins și nu fac absolut nicio problemă. Deci atenție, nu fac nicio problemă, mă uit cu drag și în ochii mașcalor mei și mă uit, mă voi întâlni pe stradă cu domniile lor. De astfel, în perioada următoare vom avea o campanie de contactare directă a cetățenilor și a discutat pe baza programului nostru, pe baza acestei broșuri pe care am pregătit-o, în care ne expunem exact ceea ce noi urmărim. Sloganul nostru continuăm împreună pentru Roman, nu Luciane, facem echipă și facem echipă în interesul romașcanului. Fiind convinși că suntem cea mai bună variantă pentru a crește, pentru a duce un plus de valoare în dezvoltarea municipiului. Și eu vreau doar să mai completez că întreaga noastră campanie, pentru că nu, sunt și șeful de campanie a domnului Viorel Stan, întreaga noastră campanie va fi o campanie bazată exclusiv pe proiecte. Văd că deja adversarii politici au lansat în mediul online mai multe idei subliminale. Nu, noi vom face doar o campanie bazată pe proiecte. Venim în fața romașcanilor cu lucruri concrete pe care eu le-am făcut în ultimii 3 ani și jumătate și lucruri pe care noi dorim să le facem și mai departe. Și cei care m-au cunoscut știu ce fel de om sunt, cei care l-au cunoscut pe domnul Stan știu ce fel de om este, știu ce au făcut și eu am văzut rezultate ale produsului muncii lui și vreau să spun că sunt foarte mândru că am un asemenea candidat la primăria municipiului. Mulțumesc, Lucian, și trebuie să spunem ceea ce noi spunem în fiecare zi când lucrăm. Noi vrem să construim. Nu vrem să dezvinăm, nu vrem să distrugem, noi vrem să construim. Și vă rugăm, dragi cetățeni ai municipiului Roman, să ne ajutați să facem acest lucru. Vă mulțumim frumos! Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, invitațiilor mei le mulțumesc pentru că au acceptat să apară și rămâne să vorbim, cu siguranță vom mai vorbi și serios trebuie să ajungem să desfacem în bucăți tot pliantul ăsta. Tuturor vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, toate bune! La revedere!